Așa se desfășoară o zi normală din viața unui luptător antitero. Echipați corespunzător, aceștia pun în aplicare toate strategiile și tacticile pe care le-au dobândit. Miercuri a avut loc o simulare. Mascații au intervenit în forță pentru a captura un infractor. În doar câteva secunde au spart ușa, iar presupusul infractor a fost încătușat. Te încătușez! Până la spate! Pericol, adrenalină și multă muncă. Sunt doar câteva dintre cuvintele care descriu această meserie. Criminali, teroriști, tâlhari sau clanuri interlope. Aceștia se luptă aproape zilnic cu fenomenul infracțional, însă de multe ori este nevoie de oameni special antrenați pentru a interveni în capturarea infractorilor. Pe cât de frumoasă este această meserie, pe atât este de periculoasă. Iar fără o pregătire adecvată, aceștia nu ar putea face față situațiilor la care sunt expuși. Sunt misiuni delicate, misiuni care impun luarea unor decizii în timp foarte scurt și unor decizii bune și corecte, atât pentru noi ca și grupă și ca și colectiv, cât și pentru cei cu care participăm la misiune. Este o meserie extrem de periculoasă, motiv pentru care aceștia sunt mereu mascați. Prin protejarea identității se protejează atât pe ei cât și familiile lor. Nu de puține ori am auzit de cazuri în care unii dintre aceștia au primit amenințări din partea infractorilor, odată ce au aflat cine se ascunde în spatele măștii. Liber! Ieșim! Ieșim liber! Și pentru a putea face față tuturor intervențiilor, pregătirea fizică este vitală. Exercițiile intense și regulate, un stil de viață sănătos și prudență în permanență. Sunt doar câteva dintre regulile pe care trebuie să le parcurgă în fiecare zi un luptător din cadrul detașamentului de intervenție antiteroristă. Aveți forță! Urs! Asus! Din punct de vedere al pregătirii fizice, se face la o intensitate mare, ținând cont că misiunile pe care le executăm solicită destul de mult luptătorii din punct de vedere fizic. Și atunci ne pregătim cu exerciții de alergare pe distanțe mari, relativ mari sau foarte mari, în funcție de specific, exerciții de forță, exerciții fizice colective, în așa fel încât să putem face față misiunilor, deoarece noi acționăm colectiv, la nivel de grupă, de asalt și colectiv. Cei care își doresc să îmbrățișeze o astfel de carieră trebuie să îndeplinească însă câteva condiții. Să încadreze o altă funcție în cadrul jandarmeriei române, iar după o anumită perioadă se pot înscrie la anumite examene care se susțin periodic și după parcurgerea anumite probe fizice, tactice și teoretice, dacă sunt declarați admiși, pot încadra o funcție în cadrul detașamentului. De la începutul acestui an și până în prezent, luptătorii antitero au participat la peste 40 de percheziții domiciliare, alături de lucrători din cadrul DICOT, BCCO, Inspectoratul de Poliție Județean și Poliția Transporturi Maritime Constanța.